Profesorii Liceului de Artă din Târgu Jiu au protestat în zadar. Astăzi au pichetat și sediul Inspectoratului Școlar Județean Gorj, în speranța că doleanțele lor vor fi ascultate. Din păcate, în urma discuțiilor, au aflat că o specializare va dispărea. Răspunsul inspectoratului a fost nu, trebuie să pierdem o clasă neapărat, datorită faptului că nu sunt copii în județ. Asta a fost răspunsul inspectoratului. La finalul discuției așa s-a încheiat, indiferent ce argumente au fost aduse. Clasa va dispărea. Și v-a spus și ce clasă va dispărea, mai exact? Da, mi-a spus că nu ne-a spus exact, n-au luat decizia, dar probabil că va fi clasa de arhitectură. Dascălii consideră în continuare că măsura este nedreaptă. Că avem doar o singură clasă din fiecare specialitate pe an, o singură clasă de anua de teatru, o singură clasă de arte plastice, o singură clasă de muzică și... Sunt convinsă că sunt o grămadă de copii de la noi din județ care își doresc să facă ceva și n-au unde să meargă, n-o să aibă unde să meargă, pentru că dacă se desfințează o clasă, cu siguranță acești copii n-au unde să mai meargă. Sunt copii care învață din clasa întâi, se pregătesc pentru a merge mai departe, iar desfințarea unei specializări înseamnă ca ei să se ducă într-un alt județ. Decizia finală va fi anunțată public în câteva zile de Inspectoratul Școlar Județean. Tot atunci se va afla și câte clase va avea fiecare unitate în parte pentru anul școlar 2021-2022.